Vă spuneam, doamnelor și domnișoarelor, că avem un subiect special pentru voi. În această dimineață, dr. Diana Mihai, doctor în obstetrică și ginecologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit și la mulți ani! La mulți ani! Cât de des și cât de important este ca o femeie să meargă la controlul de ginecologie? Mai ales că acum este începutul anului, ar fi important să facem o dată pe an, la începutul anului, analizele uzuale, care includ atât analizele de sânge și urină, cât și consultul ginecologic. Presupune practica medicul să evalueze colul uterin, aspectul secreției vaginale, să recolteze analize pentru diverse infecții și să efectueze o ecografie transvaginală. Cât de des este important să vizităm medicul ginecolog? Și vreau să-mi spuneți și pe vârste, pentru că știu că diferă. La toate femeile ar fi bine să meargă o dată pe an la consultul ginecologic, chiar dacă sunt la vârsta reproductivă, chiar dacă au intrat la menopauză. Deci mitul cum că după încetarea menstruației sau dacă femeia nu-și mai dorește o sarcină, nu ar trebui să mai meargă la medicul ginecolog, este total fals. O dată pe an ar trebui să fie, să intre în rutină, să meargă la medicul ginecolog. În cazul în care apar diverse probleme, atunci vizita ar trebui făcută mai des. De exemplu, dacă apare o sângerare menstruală neregulată, o sângerare în afara menstruației normale, ar trebui să atragă atenția și să meargă femeia la ginecolog, pentru că ar putea exista o infecție, poate exista o leziune la nivelul colului uterin, o infecție cu HPV sau o modificare în interiorul uterului, cum ar fi un polip sau un fibrom. Lucrurile acestea le vedem pe de-o parte la inspecția cu valvele, în care ne uităm la col, să vedem că acesta arată bine, că nu sunt condiloame cauzate de HPV, că nu există zone roșii, că nu există acea rană pe col, cum se zice popular, să se recolteze un examen Papa Nicolau și un examen pentru HPV și apoi se face o ecografie transvaginală să vedem ce este în interiorul uterului, dacă există fibroame, dacă există polip și cum arată ovarele. Nu putem observa aceste lucruri fără o ecografie. Și atunci observăm atât rezerva ovariană, dacă există chisturi, dacă există ovulație normală sau dacă există ovare micropolichistice sau alte modificări. Apropo de Papa Nicolau, cât de des trebuie făcut această investigație? Odată la cât și cât de importantă este? Odată pe an, la fel, trebuie făcută și, în principiu, de când femeia își începe viața sexuală până la aproximativ 65 de ani. Dacă nu au existat probleme până la 65 de ani, apoi se va realiza la odată la 5 ani, la 3 ani, depinde asta de pacientă. Asta vreau să întreb dacă este un mit. Apropo, am citit că după menopauză femeile ar trebui să facă odată de la 1 la 5 ani, adică mult mai rar, Papa Nicolau. Este adevărat acest lucru sau nu? În România, din păcate, există, noi suntem pe primul loc la infecția cu HPV și avem o mortalitate și o incidență foarte mare a acestui virus și a cancerului de col uterin. Și în momentul în care femeia se prezintă în fiecare an, atunci putem să descoperim anumite leziuni în stadii incipiente. În alte țări, unde există un program de vaccinare mult mai complex, care acoperă aproape toată populația, se poate face examenul Papa Nicolau sau genotiparea de HPV odată la 3-5 ani, pentru că femeile sunt deja vaccinate și atunci au riscul mult mai mic de a contacta acest virus. Și atunci ar fi bine în România femeile de orice vârstă să meargă odată pe an să facă această investigație. Și trebuie să avem în vedere faptul că infecția cu HPV de obicei nu produce un cancer în un an, 2, 3, ci cam 10-15 ani. Și atunci dacă ea a contactat acest virus undeva pe la 30-35 de ani, chiar pe la 50 de ani, atunci este o rată mult mai mare de afectare a colului uterin, pentru că în timp acel virus persistent a putut să producă modificări. La noi în România știu că vaccinul pentru anti-HPV nu este obligatoriul, dar dacă cineva își dorește să facă acest vaccin, la ce vârstă este ideal? Acum vârsta este de la 11 ani. Atât fetele cât și băieții din acest an beneficiază de vaccinare gratuită, deci fetele și băieții, până la 18 ani.
După 18 ani, fetele se pot vaccina până la 45 de ani cu 50% de reducere. Deci merge la medicul de familie, îi se dă o recomandare, o rețetă pentru acest vaccin și în funcție de vârstă poate să-l facă gratuit sau să fie compensat 50%. Chiar dacă pentru bărbați nu mai este gratuit după 18 ani și aceștia îl pot face în principiu până la 45. S-a observat că după această vârstă nu se întâmplă nimic rău dacă îl facem, dar sistemul imunitar nu mai poate produce suficienți anticorpi. Din acest motiv e important ca în perioada de înainte de 18 ani să facem acest vaccin, pentru că organismul atunci, sistemul imunitar este foarte potent și poate să producă o cantitate suficient de mare de anticorpi care să ajungă pentru toată viața. Deci acele două doze de vaccin până 18 ani ne va proteja pe tot parcursul vieții. De aceea este foarte important să fie făcut cât mai devreme. Foarte multe dintre femei se tem de medic și de medicul ginecolog. Ce sfaturi puteți să le dați astfel încât să nu mai fie atât de temătoare și să meargă la medic? Cred că e foarte important și medicul pe care îl alegi. Sunt paciente care, adică ca la orice relație, poate mie îmi place mai mult de tine sau mie îmi place mai mult de altcineva. Și dacă nu ai trebuie nicio să te relație simți și te duci încet, practic. Da, trebuie să încet de undeva. Adică dacă vezi că nu ești pe aceeași lungime de undă cu medicul la care mergi, ai putea să te gândești să îl schimbi. Adică suntem compatibili diferit, noi oameni, între noi. În momentul în care ajungi la un medic cu care simți că ai o conexiune, că poți să-l întrebi orice, pentru că totuși este o procedură destul de stânjenitoare, și e important să ai încredere în persoana aceea, să poți să îi pui toate întrebările care te frământă și să vezi că are disponibilitatea să stea și să ți explice lucrurile care te nemulțumesc, care te îngrijorează. Răspunsurile de care ai nevoie. Da, exact. Da, da. Și în momentul în care o relație este foarte, foarte bună, de exemplu, pacientele mele mereu îmi spun că ele vin cu drag și cu plăcere și abia așteaptă să vină la mine la consultație. Și la fel se întâmplă și cu alte colege de ale mele. Deci, pentru fiecare există medicul potrivit. Trebuie doar să-l găsiți. Exact. Da, da, da. Îți mulțumim mult de tot că ai fost aici alături de noi.